Orchestra Municipală de Muzică Populară Frații Advacov, dirijor Vitalie și Vasile Advacov. Domnilor și domnilor, bună seara, bună seara Suceava! Bună seara! Vă salutăm în cadrul proiectului numit atât de frumos Basarabia salută Bucovina! Un proiect cultural care se pliază destul de organic pe un alt proiect cultural, Zilele Chișinăului la Suceava. Într-o lume diversă, dinamică, în continuă și rapidă schimbare, tezaurul autentic al unui popor este o bogăție inestimabilă, care corespunde dictonului Uniunii Europene, unitate în diversitate. Proiectul Basarabia salută Bucovina este o modalitate concretă de a promova valorile culturale, tradițiile și obiceiurile din regiunea istorică a Basarabiei, aici, la Suceava. Astfel, tezaurul cultural al Republicii Moldova este amplu promovat, de la reprezentații teatrale și muzicale, la meșteșuguri străvechi, acțiuni care contribuie la consolidarea legăturilor dintre Basarabia și Bucovina. Iubitorii de frumos s-au bucurat în aceste zile de august de un târg al meșterilor populari basarabeni. 42 de artizani din Republica Moldova și-au scos din lada de zestre cele mai frumoase obiecte de meșteșugărit. Târgul tocmai și-a încheiat activitatea la Muzeul Satului Bucovinean. Ieri ați avut parte de o reprezentație teatrală de toată frumusețea, spectacolul Fără Pijamale, în regia lui Sandu Grecu, a Teatrului Național Satiricus din Chișinău, a avut loc la Teatrul Matei Vișnic de aici, de la Suceava. Să mulțumim, prieteni, pentru organizarea și implementarea proiectului Basarabia salută Bucovina, Consiliului Județean Suceava, în parteneriat cu Primăria Municipiului Chișinău. Proiectul Basarabia salută Bucovina este realizat cu sprijinul Departamentului pentru Relații cu Republica Moldova al Guvernului României în cadrul programului Cultură. Cu drag salutăm prezența la evenimentul din această seară a reprezentanților Consiliului Județean Suceava și a reprezentanților Consiliului Municipal Chișinău. În aplauzele dumneavoastră, bineînțeles. Mulțumim, puteți să le dați aplauze, grație lor, suntem astăzi aici. Acest program ne-a dus astăzi aici la cetatea de scaun a Sucevii, alături de cele mai talentate și spectaculoase inimi care s-au adunat pe scenă. E vorba de Orchestra de Muzică Populară a Fraților Advacov, în frunte cu Vitalie și Vasile Advacov. Că suntem binecuvântați este puțin spus, alături de noi este și omul Universului. Noi suntem mândri că suntem contemporani cu maestru Eugen Doga, pe care îl salutăm aici alături de noi. Bună seara, maestre! Un dialog frumos în această seară, muzică populară, muzică clasică, universală. Se vor împleti armonios grație acestor munți de talente. Spectacolul nostru este împărțit în două părți, iar plus valoarea primei părți va fi dată de o artistă adevărată a neamului românesc, Zinaida Julea. Pentru început, doamnelor și domnilor, vom alinia spiritul românesc flămând de tradiții, de acorduri de muzică populară. Și asta pentru că suntem la cetatea de scaun. Tradițiile și vortul sunt adevărata valoare a neamului românesc. Folclorul este cel mai mare filozof al nostru. Ne ceartă, ne iartă, ne ia cu el de mână și ne duce mai departe prin viață. Doamnelor și domnilor, Orchestra Municipală a Fraților Advacov, solo la acordeon, Vitalie Advacov, în aplauzele dumneavoastră. Thank you.
Orchestra Municipală a Fraților Advacu. Ce poveste frumoasă scriem aici împreună cu dumneavoastră în cadrul proiectului cultural Basarabia salută Bucovina. Oamenii întotdeauna scriu istoria prin acțiunile lor cu dragoste și respect față de cei care au semnat trecutul, iar noi împreună, spuneam, avem binecuvântarea să semnăm prezentul. Mulțumim celor care ne-au ajutat să adunăm cele mai frumoase geme artistice și împreună din ele să țesem cel mai frumos covor de casă mare. Interpreta care urmează să intre în scenă mai întâi s-a afirmat ca artist și a adunat un repertoriu foarte frumos, după care a preluat șefia Direcției Cultură a Municipiului Chișinău. Alături de orchestra Fraților Advacov, doamnelor și domnilor, Valentina Volontir! Hai noroc și bun găsit! Și cu multe pitre, tine la tine de la, când ne-au ghiunit
Valentina Volunteer. Vă mulțumesc, lume dragă și frumoasă, mulțumesc. Urmează o suită de melodii populare din Moldova, Orchestra Municipală a Fraților Advahov.
Orchestra Municipală Fraților Adbachov. Aplauze orchestrei. Dați-mi voie să intru în zona de risc aici, în Bucovina. Dați-mi voie să fiu în pericol un pic. Dar e frumoasă muzica din Moldova. Sergio, corect ai spus. Din Moldova, cea de aici și de dincolo de Prut. De fapt, pe toate le vom reuși prin muzică, prin dans, prin tradiții, pe toate le vom reuși. Probabil, cel mai important, absolut pe toate le vom reuși prin omenie. Să ne trăiască neamul, să ne trăiască țara, să ne trăiască glia, să fie veșnic focul cel din candela de la icoană și firul cel de busuioc de la grindă. Avem oameni buni aceleași tradiții și ne ținem în viață de aceleași valori. Poate de aceea printre artiștii din această seară se regăsește și Sorin Filip. Când este vorba de muzică populară, nu putem vorbi de ai noștri, ai voștri, ai lor, vorbim de noi. Doamnelor și domnilor, un salut de la Suceava spre Basarabia, cu drag și dor de la Sorin Filip. De fraz, cu frățeor, mică nebelidor. Noi ogori fără de har, Bucovina mai bogat, cu frățeor, mică nebelidor. Ora câte și ne-adună, plăcăi s-au prins de mână, cu frățeor, mică nebelidor. Cântecu de cătănie, ne-l cânti cu ce arșunie, cu frățeor. Lasă-te-n bucovineanu, să-și ție țara și neamu, cu frățeor, mică nebelidor. Noi ogori fără de har, Bucovina plai bogat, cu frățeor, mică nebelidor. Dacă-o fi cu și să mor, las acasă un fișor, cu frățeor, mică nebelidor. Tu din vârful bratului, zi când stoi na prebejie, rada și nasniție, cu și frățeor, să-i cânăți cu dor. La breu se poarte cu drag, o scaș vechi baltag, cu și frățeor, să-i cânăți cu dor. Cânte cocul frunza rară, hora din bătrâne mare, cu frățeor, mi cânte de dor. Cânte cocul și se schine, după noastră Bucovine, cu frățeor, mică nebelidor. Asta-i sârba mare și-i cu foc, măi.
în verdicul noroc lumii. Hai ușor, 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 jucați-vă-n sârbilor, de când a pus trunilor, fala moldovenilor. Hai ușor, 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 jucați-vă-n sârbilor, de când a pus trunilor. Gospodării lumii și bătrânii pe lângă nepoții măi și oaspeții noștri tăți lumii. Băi, ocașo! Și oaspeții noștri tăți lumii. Hai ușor, 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 jucați-vă sârbilor, de când am dus trunilor, vala moldovenilor. Ușor, 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 jucați-vă-n sârbilor, de când a dus trunilor. Basarabia și Bucovina uniți prin tradiție și muzică populară. Orchestra fraților Adbahov din Chișinău. Aplauze. Merită. Urmează un colaj de melodii al orchestrei. Solo la vioară, Vasile Adbahov.
Aceasta este energia care ne ține în forță. Acesta este neamul românesc care se întinde între dealuri și izvoare, între câmpii și făduri, între sârbe, doine, hore și bătute. Nici măcar nu trebuie să vă chemăm să aplaudați. Asta este organic. Oamenii, prin energia lor, prin felul lor de a fi, reușesc să mă lipsească de frumos, dacă l-au, absolut totul în jurul lor. Artista care urmează să vină în fața domnilor voastre este un adevărat ocean de creație. O iubim și o apreciem pentru puterea sa de a ține neamul grămăjoară, pentru puterea sa de a semăna optimism și poftă de viață. Este o adevărată carte de istorie a muzicii populare. Doamnelor și domnilor, artista neamului, Zinaida Julia! Să nu credeți nici apă n-am băut. Da, sănătate multă, petreceri frumoase în continuare. Hai, Vasile, o sârbă frumoasă, poate și două, da. Foaie verde pe suioc, dă Doamne la om noroc. Și la muncă, și la joc, și la dragoste cu foc. Hai, Suceava, haide. Da, da, și sârba de mult, da.
e sărbătoare și sună muzica, le dăm toate, toate, toate. Haideți, pentru așa lume frumoasă, muzica aleasă, mulțumim! Joc și voi bună, ram ta ga da ga da ga da. Acolo lumea se adună, ram ta ga da ga da ga da. Unii joc și veselie, ram ta ga da ga da ga da. Acolo ni drag și mie, ram ta ga da ga da ga da. De-a domnii la omul rom, dai ra ga da ga da ga da. Și la muncă și la joc, dai ra ga da ga da ga da. Și la muncă și la joc, dai răga, daga, daga, da. Și la dragoste cu foc, dai răga, daga, daga, da. Hai, dule! Ce bine vă șef, mulțumim mult! Da, 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 da. Eu plec în cinci ram da, 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 da. Câteți vă uitați la mine, ram da, 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 da. Mă una-i supărat, ram da, 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 da. Nu se uită niciodată, ram da, 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 da. Las-o, las-o, las-o așa, ram da, 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 da. Că noi știm și să și ia, iau, ram da, 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 da. Aici nu avem așa,
joc pe ca și fată, eu să joc de pe ca și fată. Că dacă mă dă despete, nu mă dau pe șapte piete, sau că nu mă dau pe șapte piete. Să ia așa ca altă dată, eu să joc pe ca și fată, eu să joc de pe ca și fată. Că dacă mă dă despete, nu mă dau pe șapte piete, sau că nu mă dau pe șapte piete. E sărbătoare și ne sună muzica. Cânt un cântec în amintirea a doi mari folcloriști, dirijori, cu care am avut onoarea și marea plăcere să cânt alături de ei, să fiu dirijată de ei, două mari personalități care de curând ne-au părăsit. Vreau să mă crezi că îmi vine foarte greu să vorbesc, pentru că am învățat multe de la ei cu ani în urmă, când veneam pentru prima dată pe aici, pe România. Sigur că ajungeam pe la Suceava și cântam alături de marele folclorist și dirijor George Sârbu de la Orchestra Ciprian Porumbescu și alături de marele Ioan Cobâlă de la Rapsozii Botoșanilor. În amintirea acestor mari personalități voi cânta acum un cântec. Am auzit de mult, cândva, un cântec ce nu-l pot uita. Bătrâna maică mi-l cânta și atunci când îl cânta, plângea. Rădăcini prin țări străine, ea mi-a casă îndepărtat. Întrec viața în suspine, până-n lacrimi mi-am mutat. Fie pâinea cât de rea, tot mai bine-n țara mea. Dar gândind la mine acasă, lacrimi râuri am vărsat. Fie pâinea cât era, tot mai
bine în țara mea. Fie pâinea cât era, tot mai bine în țara mea. Ce de plânsuri au orbit, fie pâinea cât era, tot mai bine-n țara mea. Așa, una rece, una caldă, oricum, hai, că sunt o artistă până la urmă. O horă din bătrâni, frumoasă de tot, haideți, ia-mi păcum, Vasile, gitară! Și nu mai
Din partea Consiliului Județean Suceava și din partea tuturor sucevenilor. Noi stăm și discutăm în afara microfoanelor. Mai cântăm ceva sau anunțăm pauză? Bună seara, Suceava. După program și este pauză. Și bătaie să se cade. Ține minte un cântic de-a meu, păi din secolul celălalt cânticul. Am uitat textul. Bade, bade și iar bade și bătaie ți se cade. Da. Bun. Părerea mea personală este că dacă am lăsat orchestra să cânte tot ce știu din sacul lor, atunci noi ne-am trezit pe joi încolo. Aproximativ. Din țara lor. Ok. Prieteni, doamnelor și domnilor, anunțăm o scurtă pauză. Vă rugăm să nu plecați nicăieri. Și vă invităm să fiți parte în cea de-a doua parte a acestei serii minunate. Sunt alte ritmuri, sunt alți artiști, dar la fel de valoroși. Ne revedem în 10 minute. Alături de marele maestru Eugen Doga. Mulțumim! Bye.
this moment, when you're standing before me with tears in your eyes, trying to tell me that you have found you another, and you just don't love me. Faced with
to what it takes, because it takes a lot of effort to stay away from me. Until somebody loves you, you're nobody till somebody cares. Now you may be cute, you may possess the world and its gold. Gold will never buy a happiness in your growing old. You know the world is the same, you'll never change, just as sure as the stars shine above. Well, we are nobody until somebody comes and loves you. So find yourself.
Prieteni, vă rugăm să vă ocupați locurile. A doua parte începe în foarte scurt timp. Mulțumim! Doamnelor și domnilor, vă rugăm să vă ocupați locurile. Frumos ar fi să treceți telefoanele pe un ton silențios. Cea de-a doua parte începe în câteva clipe. Vă mulțumim! Aici la Cetatea de Scaun a Sucevei și bine ați revenit celor care sunt alături de noi. Vă salutăm în cadrul proiectului Basarabia Salută Bucovina, un proiect realizat cu sprijinul Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova al Guvernului României în cadrul programului Cultură. Și dacă în prima parte a spectacolului de astăzi v-am delecat cu acordurile muzicii populare, acele acorduri care știu să unească neamul și să-l ține grămăjor, uite că în minutele ce urmează apelăm la măria sa Universul, pentru că omul care urmează să fie pus în prim plan aparține Universului. Așa îi place lui, geniului să-i se spună. De fapt, el este omul Chișinăului și al întregului Univers, compozitorul care afirmă că scrie repede, dar grozav de lent. Nu are nevoie de ciornă, deoarece nu are timp să facă copii. Cea mai bună ciornă pe care o utilizează este creierul. Măsura timpului său numără în acest an 85 de clepsidre pline. Astăzi petrecem timp prețios alături de omul care spune că muzica este prima și ultima sa iubire, maestrul Eugen Duga. Să-l salutăm încă o dată, prieteni, prin aplauzele dumneavoastră. Cântecul lui Doga se poate trăi și visa, afirma bunul său prieten Grigore Viero. Piesele sale se regăsesc în topul internațional realizat de site-ul History Rundown cu cele mai bune 200 de opere muzicale din toate timpurile. Eugen Doga este recunoscut la nivel internațional alături de George Enescu ca unul dintre numele mari ale muzicii clasice. Sergiu, eu dacă închid acum ochii și ascult melodia gramofon, pot zbura și fără aripi. Atunci să zburăm împreună, prieteni, compoziția Gramofon de Eugen Doga, orchestra fraților Advahov. Thank you.
Melodie gramofon aflată pe poziția 83 în topul celor 200 de melodii celebre ale secolului 20, prieteni. Dar știați că această melodie nu întâmplător poartă numele de gramofon. În copilărie, maestrul Eugen Doga visa să aibă propriul său patefon. Mai mult de atât, Eugen Doga și-a meșterit singur un radio care prindea doar Radio Chișinău și anume acolo, pe frecvențele propriei sale invenții, a auzit că se dădeau probe de înscriere la Liceul Republican de Muzică. În viața asta, totul este la hazardul întâmplării. Și ce baladă frumoasă este viața! Ați observat în spatele nostru, intrând, un copil? Este unul dintre copiii lui Vasile Advahov. Vă rog să-l aplaudați pe Lucian Advahov la vioară. Balada de Eugen Doga alături de orchestra fraților Advahov.
Balada semnată de Eugen Doga, solo la vioară Lucian Advahov. Ce frumoasă generație de artiști ne crește! Lucian și Vasile Advahov. Oamenii talentați știu să facă echipă, știu să poarte dialog, mereu găsesc aceeași lungime de undă, pentru că muzica este cea care îi unește. Nu trebuie să cedezi în fața capriciilor muzicii, spune Eugen Doga. Cu muzica și creația trebuie să fii respectuos. Ele cedează dacă ești gentil. Intuiția este cea care conduce. Ea este combustibilul care pornește mașina, iar tu ești doar șoferul. Și ea, intuiția, nu l-a dezamăgit niciodată pe Eugen Doga. Urmează compoziția Tango, solo la acordeon, Vitalie Advahov. Orchestra Municipală a Fraților Advahov. Mulțumim! Continuă dialogul soprana Natalia Tanasiciuc, artista care a adus imaginea Republicii Moldova pe cele mai importante scene ale lumii. Norvegia, Marea Britanie, Italia, România, Rusia, Finlanda, Estonia, Lituania, Belarus, Ucraina, Kazahstan, Armenia. Și aici, la cetatea de scaun a Sucevei. Orice femeie e frumoasă. La pian Magdalena Ignatiuc. Voce soprana Natalia Tanasiciuc. Thank you.
alt nu vrea de termine, pădurile de taină pline. Orice femeie e frumoasă, dacă iubită și minasă. Orice femeie o sinzală, dacă iubește, dacă zâmbește, dacă mireasă, dacă e mama. La 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 la. Stioare spus că sunt și tot mă leagă un vânt și tot mă leagă nesubțire un dulce vânt numit iubire. Ai spus că sunt lumina ta pe care în veci nu vei uita și de atunci tot act fierbinte ca lumina arat iubite. Orice femeie e frumoasă. Maestre, vă mulțumim pentru această muzică. Soprana Natalia Tanasiciuc, la pian Magdalena Ignatiuc, alături de orchestra fraților Advakov. Urmează două compoziții de maestrului Eugen Doga, Cascada și Părăiașul. Solo la acordeon, Vitali Advakov.
mândria fraților Advacov și creații nemuritoare ale compozitorului Eugen Toga. Apropo, prieteni, pentru toți cei care își doresc să cumpere un CD de al maestrului Eugen Toga la intrarea în cetate, sunt câteva de vânzare. Nu o să ajungă pentru toată lumea. Dar ceea ce vă rugăm din suflet este să savurați din plin acest spectacol minunat. Mulțumim! Îmi place atât de mult să-l citesc pe maestrul Eugen Toga pentru că nu doar muzica lui este sublimă. Orice frază pe care o spune poate fi luată drept citat și dusă din gură în gură mai departe. Am avut acest vis de mic copil, să compun. Deși pe atunci eu spuneam să născocesc. Îmi doream să născocesc o muzică atât de frumoasă încât să mă laude toți. Visul încă a rămas. Doar asta m-a preocupat o viață întreagă. Să născocesc o astfel de muzică ca să mă laude lumea, zice maestrul Eugen Toga. Și noi putem să laudăm prin aplauze și prin recunoștința noastră în scenă pentru dumneavoastră, maestrul Eugen Toga! Urmează compoziția sârbă la acordeon Vitali Advakov. Va urma compoziția sârbă, mai întâi însă o melodie nemuritoare, eterna. Thank you.
maestru Eugen Doga, la nai Andrei Druță. Aplauzele dumneavoastră și din partea Consiliului Județean Suceava. Un buchet de flori pentru maestrul Eugen Doga. Aceasta este cea mai frumoasă muzică nescocită, vorba maestrului Doga. Și 5 de clepsidre pline, pline de o viață trăită pe muche de cuțit, în căutări și frământări artistice. Eugen Doga! Omul universului, omul secolului 20, care s-a născut în Moldova și trăiește printre românii de pretutindeni. Iar noi continuăm să dialogăm prin muzică, prin armonii perfecte, prin generațiile care vin și generațiile care încearcă să simtă abia iarba verde lui crud. E frumos când pe aceeași scenă se întâlnesc diferite generații și e și mai frumos când toate generațiile găsesc dialogul perfect. Prin cuvinte și note muzicale vom reuși să depășim această criză a umanității. Iar muzica maestrului Eugen Doga este balzam pe sufletul nostru al tuturor. Ei mereu își fac simțită prezența, ei sunt artiștii celor două maluri ale Prutului,
ei sunt românii care au talent și știu ce înseamnă armonia melodiilor maestrului Eugen Doga. Ei sunt Brio Sonores! Sonores. Vă mulțumim din suflet. Mulțumim, maestre. Mulțumim, Suceava. Orchestra Fraților Arbanfa, vă mulțumim din suflet. Mulțumim, maestre, la mulți ani. Urmează compoziția Oglinda Clipelor. Duet Dumitru Mâțu, Natalia Tanasiciuc.
Orchestra Fraților Radvahov. Natalia Tarasinciu. Dumitru Moțu. Maestru Eugen Doga. Mulțumim, maestre. Și Oglinda Clipelor. Compozitorul definit planetar și cosmic în creația sa devine planeta Ievea în sistemul solar. Pentru meritele sale unice în dezvoltarea artei muzicale, Academiei de Știință a numit o planetă în cinstea marelui compozitor. Eugen Doga intră astfel în hora unirii a planetelor Mihai Eminescu, George Enescu, Constantin Brâncuș. Eu aș zice, intră în valsul secolului, în marea capodopera secolului 20, din pelicula Dulcea și Tandra mea fiară, realizată de Emil Oteanu la studioul Mosfil în anul 1978, este inclusă în patrimoniul cultural UNESCO. Regizorul Emil Oteanu recunoaște că valsul scris de maestrul Doga constituie nervul și inima întregului film. Doamnelor și domnilor, dragi prieteni, avem două opțiuni. Să valsăm imaginar și să valsăm pe bune. Gingășa și Tandra mea fiară, alături de orchestra Fraților Radvahov. Să ridice mâna cine a valsat, fie imaginar, fie pe adevăratele. Vă mulțumim!
Puteți să vă dați un rând de aplauză și dumneavoastră înși vă. Vă rugăm că meritați. Vă mulțumim. Această melodie odată auzit-o tot prinț. Vasile vrea să imprime momentul ăsta și o să mai repet o dată întrebarea lui Sergiu. Cine a valsat imaginar împreună cu orchestra fraților Advaco, cu maestrul Eugen Duga, cu celebrul vals din Blinda, Tandra mea fiară? Întrebarea se referă și la toți cei de sus. Ridicați mâinile sus dacă ați valsat. Această melodie Mulțumim. Face parte din marele tezaur imaterial UNESCO. Mulțumim, maestre! Iar eu, probabil, Sergiu, încă multă vreme o să număr. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Am să te repet. Tot așa, aproximativ, așa se scurge și timpul nostru. Am să-l citesc pe Eugen Doga. Am o problemă cu timpul. Mă apasă și simt cum se topește, cum devine din ce în ce mai puțin. Cea mai mare nebunie pe care a născocit-o omul este ceasul. Cred că omenirea și-a angajat un contabil prea șmecher. Cel mai șmecher ceasornic trăiește în Chișinău și este chiar în clădirea primăriei. La fiecare oră el sună pe versurile melodiei Orașul meu. Orașul meu este și imnul oficial al orașului Chișinău. Mulțumim, maestre! Un imn care zi de zi și oră de oră ne amintește că vremea trece, că noi ne trecem, iar creația maestrului Eugen Doga rămâne veșnică, pentru că și el este omul universului, omul planetei. Ne bucurăm că este al nostru, că îl înțelegem și știm cumva să ne mișcăm în același ritm ca și el. Și cu toate acestea, reușim să-l împărțim cu lumea întreagă. Și ne-am gândit că această melodie ar fi frumos dacă ar fi cântată și în prezența maestrului aici, cel care a dat Chișinăului cea mai frumoasă perlă muzicală, Orașul meu. În scenă, alături de Orchestra Municipală a Fraților Advaco, alături de maestrul Eugen Doga, vine trupa Brio Sonores și Natalia Tanasiciuc. Oh,
E frumos când se aplaudă în picioare. E frumos când se aplaudă pentru ceea ce merită a fi aplaudat. Maestru Eugen Doga. Ce onoare este să vă avem alături de noi. Este omul care semnează prezentul. Suntem fericiți că suntem contemporani cu Eugen Doga. Dragii mei, încă o dată, bună seara, vă mulțumesc, într-adevăr, pentru această, nu numai bună, frumoasă, minunată, excepțională, o seară de poveste. O seară care va fi în viața mea scrisă, de fapt nu scrisă, ce scrisă? Se scrie, mult se scrie, dar se simte puțin. Eu vă asigur că simțirile acestea care le-am adunat aici, împreună cu dumneavoastră, aici, în această frumoasă cetate simbolică, eu cred că undeva Duhul lui Ștefan cel Mare undeva adie pe aici. Să nu uitați, să țineți minte. Nu, eu voi purta tot mereu acest simț, această stare, această energie care am căpătat-o de la dumneavoastră și de la acești păreți, de la acești ziduri, de la această filă care ne-a lăsat în istoria românității, filă care a scris-o cu sabia și cu bâta Ștefan cel Mare. Am citit nu de mult o chestie extraordinară, că m-am plut de râs. Când turcii auzeau că vine Ștefan cel Mare, turcii o luau la razda și că ăștia nu sunt oameni, ăștia sunt nebuni. Bat cu bâta, nu cu sabia. Noi suntem fericiți că avem acest mare noroc care ne-a dăruit municipiul orașului Suceava, aceste cetăți, pentru a veni aici și a crea împreună cu dumneavoastră această frumoasă sărbătoare, acest frumos imn al bunătății, al frumuseții, al românității, când suntem de aceeași viță, de aceeași sânge, de aceeași ritm, de aceeași melodie. Vă mulțumim! La mulți ani tuturora să ne vedem și ne auzim numai cu bine și cu sănătate. Maestru Eugen Doga! Doamnelor și domnilor, acest spectacol extraordinar nu ne-a căzut din cer, el a fost organizat. Dați-ne voie să îi invităm în scenă pe primarul general al municipiului Chișinău, domnul Ion Ceban, și vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Nicolae Barbă. Mulțumim pentru organizare și implementarea proiectului Basarabia Salută Bucovina, Consiliul Județean Suceava, în parteneriat cu municipiile Suceava și Chișinău, orașul Cricova, raioanele Soroca, Sângerei, Râșcani, Ștefan Vodă, precum și Muzeul Național al Bucovinei și Centrul Cultural Bucovina. Proiectul Basarabia Salută Bucovina este realizat cu sprijinul Departamentului pentru Relații cu Republica Moldova al Guvernului României în cadrul programului Cultură și, bineînțeles, cu dragostea dumneavoastră față de folclor. Mulțumim că sunteți și mulțumim că ați venit aici. Maestre, noi vă mulțumim foarte mult că sunteți, așa cum am zis în repetate rânduri, și pentru creația dumneavoastră, pentru muzele dumneavoastră, pentru surprizele pe care ne le oferiți, pentru spectacolele la care putem asista. Maestru este foarte modest, de fapt. Săptămâna asta e a treilea spectacol în România, că a fost
duminică la Vaslui, joi la Botoșani, astăzi suntem aici la Suceava, ieri la Chișinău. Noi îl ducem pe la medici, dar dumnealui fuge de medici și zice că nu acolo, aici trebuie, în astfel de atmosferă. Peste 3 zile la Vaslui pe data de 26, iar noi mergem cu alte echipe la Alba Iulia, după care la Petra Neamț. Eu sper foarte mult că v-a plăcut acest spectacol pregătit cu mare dedicație, mare drag, mult suflet de către primăria municipiului Chișinău și toți pe care îi vedeți în scenă și cei care sunt acasă și cei care sunt aici, colegii de la cultură. Și cu mare drag vrem, ziceam, anul viitor să revenim și poate să-l facem tradițional. Dacă acceptați dumneavoastră, dacă ne spuneți că avem mulți oameni extraordinari care au rămas acasă, care n-au reușit să vină de data asta și dacă ne spuneți da, atunci venim și la anul. Și pe final am vrut să vă spun că îi ziceam domnului vicepreședinte și colegilor dumneavoastră de la Consiliu, n-am mai văzut atâta emoții și atâta atmosferă extraordinară. Simbolic, atât frumos la un loc. Ați ales perfect locul. Ne bucurăm și suntem foarte fericiți că suntem aici, în cetatea de scaun, cu maestru Doga, cu frații Advahu, Vitalie și Vasile, cu Natalia, cu Brio Sonoris, cu Rosalina, cu Sergiu, Valentina, care stă acolo modest foarte, Zinaida Julia, care este undeva prin culise, și alții. Atât de frumos. Am zis că am fost la Roma, la Londra, la Atena, la spectacole. Dar atât de mult suflet n-am văzut nicăieri. Sincer, felicitări nouă tuturor. Eu zic că a reușit. La mulți ani, Suceava! Frați din Basarabia, doamnelor și domnilor, a fost 3 zile de emoție, 3 zile de bucurie. În seara aceasta, cum vorbeam și cu domnul primar, îi spuneam, cetatea de scaun a Sucevei nu a fost niciodată ocupată. În seara aceasta s-a lăsat cucerită de bunăvoie, de distracție, de foarte multă emoție. Basarabia și Bucovina, în seara aceasta, pe scenă, o singură inimă. Domnul primar mi-a anticipat cumva ce vreau să spun. Sunt sigur că de la Pudna, Ștefan a auzit și este mulțumit de ceea ce se întâmplă în această cetate. Mulțumim, maestre, să vă dea Dumnezeu multă sănătate. În seara aceasta avem în Bucovina 10 monumente UNESCO, 8 mănăstiri, cod secular și valsul maestrului. Și aș vrea să mă apropii de încheiere spunând cum este să fii artist, pentru că vreau să remarc și să salut prezența fraților Advahova Orchestre, acești minunați artiști, dar mă uitam cum este să fii artist și să te aplaude de în sală maestru Doga atunci când interpretezi creațiile. Mi se pare recunoașterea supremă. Și pentru că proiectul s-a intitulat Basarabia salută Bucovina, discutam și cu domnul primar despre posibilitatea de a folosi acest eveniment ca și un început pentru a derula o serie de acțiuni culturale împreună. Bucovina să salute Basarabia, România să salute România. Și pentru că în seara aceasta Basarabia a salutat Bucovina, vreau să întoarcem acest salut cu cele mai puternice aplauze pe care le aveți dumneavoastră pentru frații noștri din Basarabia. Mulțumesc tuturor! Domnule Barbă, domnule Ceban, vă mulțumim! Și dacă ne permiteți pe final să oferim câte un cuvânt
celor care au dus hățurile acestui spectacol, Vasile și Vitalia Dvahov. Bună seara, vă spunem și noi. Suntem fericiți că ne aflăm alături de maestrul Gen Doga. Deja pentru noi a devenit o tradiție. Cam 15 ani, tot cu Trăirăm Lumea alături de dumnealui. Suntem fericiți pentru aceasta și vă mulțumim pentru o primire atât de călduroasă. Ne-am simțit atât de minunat că nu am cuvinte să-i redau emoțiile pe care le-am avut în scenă. Ne simțim ca acasă, acasă e România și vă spun un mic secret. Noi nu am cântat nici jumătate din programul pe care noi îl avem. Și mi-a plăcut foarte mult ideea să mai organizăm niște spectacole. Domnul primar, conducerea județului Suceava, noi cu mare drag venim la acest minunat public. Vă mulțumim! Mulțumim! Adevărata valoare a neamului românesc sunt oamenii, fără îndoială. Și ceea ce știe neamul românesc să exporte este talentul. Unde mai pui că venim de acasă, tot acasă. Iar un spectacol frumos trebuie să se încheie cu muzică și aplauze. Orchestra Fraților Advahov. Maestru Eugen Doga la pian.
Basarabia salută Bucovina. Mulțumim, Suceava. Mulțumim, prieteni. Ne revedem, ne reauzim data viitoare. Nu uitați să visați frumos la noapte. La revedere. Sure.